Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Accent Direct. Continuăm seria emisiunilor, așa cum v-am promis, cu consilierii orășenești de la Căușeni la un an de mandat. Iată că vrem să vedem care sunt acele speranțe ale consilierilor orășenești și, în general, care au fost acele obiective înaintate de aleșii poporului atunci când au venit în Consiliul Orășenesc Căușeni, ce le-a reușit să facă și să realizeze în acest prim an, care au fost așteptările și dacă ele s-au îndreptățit ori nu. Răspuns la aceste întrebări aflăm de la consilierul din cadrul Consiliului Orășenesc Căușeni, Andrei Gogu. Bine ați venit la noi în studio. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Ca un adevărat patriot cu drapelul și stema țării în spate, să știți că aceste simbolistici sunt mai mult decât actuale în aceste zile pentru Republica Moldova, mai ales că avem și niște prezidențiale duminică în turul 2. Domnule Gogu, sunteți, mi se pare, cel mai tânăr consilier. Mă greșesc sau nu? Printre cei mai tineri, da, corect. Să știți că noi ne bucurăm foarte mult când tineretul își găsește loc alături de autoritățile publice locale și se implică în procesul de luare a deciziilor. Spuneți-ne, vă rog, iată că a trecut un an din mandatul dumneavoastră de consilier orășenesc. Cum a fost acesta? În linii generale, un an pozitiv ce ține de activitatea mea în cadrul Consiliului Orășenesc, dar totuși cu perspective și speranțe pe viitor că va fi posibil de făcut mai mult. Totuși, pandemia puțin ne-a stopat în unele planuri și a primăriei și a Consiliului, cu toate că este Consiliul nou. Majoritatea consilierilor totuși sunt prima dată consilieri, sunt și unii cu experiență. Primarul este nou, dar nu știu, adică părerea mea că și activitatea primăriei și activitatea consiliilor orășenesc la momentul de față noi putem evolua în nota 8, adică totuși un rezultat cât de cât pozitiv, acceptat. Unde se putea mai bine? S-ar putea mai bine, cred că, în problemele care țin de poate ceva de investiții, adică ceva investiții capitale, nu știu, careva investiții străine, poate careva, spunem, adică rezolvarea unor problemelor, nu numai curente, da, ce ține de activitatea orașului, a structurilor subordonate. Dar totuși, cum și-am spus anterior, adică este primul mandat și a consilierilor, este primul mandat a primarului, dar ne-a afectat totuși pandemia, fiindcă suntem rezervați în mai mult în această situație grea pentru noi și pentru țară. Cum sunt priviți tinerii și cum sunt primiți? Cum ați fost primit de colegii dumneavoastră consilier? Se uitau la dumneavoastră ca un tânăr cu experiență sau vă tratau așa, că sunteți mai mic, mai tânăr și vreau să vă referiți dacă propunerile dumneavoastră au fost ascultate și sunt luate în vizor? În linie generală vreau să spun că nu sunt un om nou în acea societate, în acest consiliu în care am nimerit, cu toate că vă spun că un an în urmă, adică până la alegeri, în septembrie, în august, nici nu m-am gândit că aș fi candidat pentru Consiliul Orășenesc, dar totuși până la urmă am hotărât că am experiență, am cunoștințe acumulate și în principiu pentru mine majoritatea persoanelor sunt, adică colegii sunt persoane din oraș cu care mă cunosc de mult, adică nu era problemă cu care v-am făcut numai, poate cu 2-3, nu mă știam așa de bine. Am făcut cunoștință pe loc și în linii generale, adică n-am avut eu careva întrebări ce ține de că sunt persoana nouă în acel colectiv. Dar ce ține anume de activitate, da, sunt multe chestii noi, adică n-am avut experiență în cadrul autorității, adică publice locale, dar cu timpul cred că totul va veni și totul va fi bine. Iată că faceți parte din Comisia Buget și Finanțe, una dintre cele mai importante comisii. Acolo se împarte banul.
acolo se decide unde se dă și unde se taie. Spuneți-ne, în general, atunci când vă întruniți în ședințe și la proiectele de decizie care au loc chestiuni de alocare de finanțe, cât de important este ca în această comisie să fie persoane calificate, nu știu, persoane care vin din domeniul economie, din domeniul contabilitate sau din aceste domenii care sunt strâns legate de finanțe, și cum se lucrează în comisie? Vreau să vă spun că din 4 comisii care sunt astăzi în cadrul Consiliului Orășenesc Căușeni, Comisia Buget și Finanță a fost comisia care din 7 membri, adică inițial în această comisie, adică au vrut să fie membri, adică undeva în jur de 11-12 consilieri. Adică cea mai solicitată, putem spunem așa. Dar totuși, până la urmă, noi am găsit limba comună cu consilieri și majoritatea totuși la aprobare, adică în cadrul deja ședinței Consiliului, majoritatea a înțeles că totuși ar fi mai bine ca să fie consilieri care cât de cât au treabă ceva legat de contabilitate, de buget și de finanță. Sunt careva consilieri care pe urmă s-au răzgândit și au trecut în cadrul altor comisii, dar clar că o persoană cu experiența de administratorul unui bănci, cu studii contabilitate și audit, adică trebuia să fac și eu parte din această comisie, mai ales că majoritatea întrebărilor care pe parcursul au fost rezolvate, adică cândva le-am văzut deja în cadrul ședințelor Consiliului când am fost prezent ca un oaspe, când încă nu eram consilier. Și este interesant și este într-adevăr un domeniu în care mă pricep mai bine. Dar există diferențe, iată, din sistemul bancar, de calcularea banilor la alt nivel, vorbim aici, și de bugetul orășănesc, formarea bugetului orășănesc, modificare, reglare, există aici diferențe? Ori, de fapt, sunt tot bani și se socot și se numără tot așa? Da, este diferența mare, totuși banca este un domeniu privat și acolo, adică este un fel de contabilitate. Este contabilitate în companii particulare și este contabilitate în cadrul administrațiilor publice locale. Dar în linii generale, adică trebuie să înțelegem că orice structură care își are bilanțul are activ și are pasiv, adică ceea ce noi cheltuim trebuie să vedem de unde vine și cum se formează. Respectiv, în linii generale, adică cum, totuși este o diferență anume legată de contabilitate, dar formarea și adică cheltuielile care pe urmă din bugetul orașului, adică trebuie să fie făcute. Totuși, nu, adică același principiu în linii generale, adică ceea ce este... Iată că bugetul orașului Căușeni este cel mai mare de cum l-a avut vreodată orașul. Mai mult decât atât, acum pe timp de pandemie s-au făcut un șir de economii la diferite activități, vorbim aici de hramuri, festivaluri, toate activitățile culturale au fost amânate. În general, ca să fie clar cetățenilor, dacă puteți să le spuneți unde se duc banii orașului în cea mai mare parte, unde sunt îndreptați în procentul cel mai mare din sursele bugetului local și dacă dumneavoastră, ca fiind persoană din domeniul finanțelor, v-ați dori oarecum să fie reglementat altfel buget? În primul rând vreau să menționez faptul că activitatea primăriei după alegeri, adică și a Consiliului, a început după unele cheltuieli, adică neprevăzute, fiindcă erau careva datorii față de structuri private și, da, mă rog, nu erau sume enorme, dar trebuia întâi de corelat bugetul, astfel ca totuși agenții economici care sunt plătitori de impozite anume la noi în oraș, adică să aibă aceste sume care au fost deja cheltuite,
ca să le primească și mai departe, adică să dezvolte business-ul lor, fiindcă tot ei mai departe achită impozitele, taxele locale și multe altele și prin asta își formează și bugetul viitor. În linii generale vreau să spun că bugetul orașului, adică este cheltuit pentru, în mare parte, pentru susținerea populației, adică pentru indemnizarea inclusiv și a salariilor și susținerea populației, susținerea copiilor, bătrânilor, adică familiilor problematice. Și, mă rog, totodată și bani, adică cheltuie și pentru aprovizionarea cu apă, adică pentru salubrizarea orașului, adică acestea sunt cheltuieli de bani. Totuși, cel mai mare procent merge la învățământ. An de an, cei mai mulți bani merg la educație. Și aici, de fapt, și consilierii domeniul educației, din câte am observat în această legislatură, dar și în toate legislaturile, consilierii orășenești atrag o atenție sporită domeniului educației. Vorbim aici de grădinițele din gestiunea consiliului, din gestiunea primăriei. Și nu pot să nu vă întreb, cum de s-a făcut ca anul ăsta, ne-am pomenit la început de noiembrie cu două grădinițe care și-au existat activitatea și unde a fost greșeala, dacă consilierii orășănești au știut că se va întâmpla lucrul ăsta sau nu au știut? Dumneavoastră la Comisia Buget ați examinat starea grădinițelor. Vreau să spun că peste 3 zile joi noi să fim ședința Consiliului. Și asta este întrebarea numărul 1 care să fie discutată, fiindcă, într-adevăr, ne-am pomenit într-o situație tare neplăcută. Cum? Că nu a venit iarna, dar oricum, adică noi nu putem să riscăm cu sănătatea copiilor noștri. Și din cele spuse anterior, lucrătorii primăriei, adică ferm spuneau că noi n-a să avem întrebări de acest gen. Deci așa s-a întâmplat, eu aș vrea ca să nu fie careva speculații, dar vă îndemn să participați și dumneavoastră în cadrul ședinței Consiliului care să fie peste 3 zile și acolo vom primi toate răspunsurile ca să nu fie, știți. Dar nu, noi nu facem politizarea acestui subiect, este un subiect într-adevăr de interes local și așa, practic, copiii 50% sunt integrați astăzi în instituțiile preșcolare din cauza pandemiei. Mai mult decât atât, iată că două instituții și-au sistat activitatea. Eu vreau să vă întreb altceva. Dacă în Comisia Buget și Finanțe, pe parcursul anului, au fost examinate chestiuni ceea ce țin de educație, nu știu, s-au alocat anul ăsta bani la grădinițe sau nu s-au alocat? Au fost alocate sume și în cadrul și comisiilor, adică anterioare și a în cadrul ședinței Consiliului, adică nouă ni s-a spus că va fi suficient sumele care au fost inițial, adică propuse spre aprobare de către specialiști primărie. Adică pe urmă întrebările au fost discutate și în cadrul ședințelor comisiilor care au avut loc și a Comisiei Juridice și a Comisiei Bugetare și Finanțe, dar până la urmă, toată problema a apărut din cauza că primăria a vrut să schimbe, adică careva cazane, adică să facă mai bine grădinițuri, dar s-a întins, nu știu, din care motive totuși, până la urmă, este vina agentului economic, care nu s-a încadrat în termenele ori, poate, nu știu, cineva din cadrul primăriei, adică nu a monitorizat până la urmă această întrebare, că, mă rog, până la urmă răspundem noi și consilieri și angajați primării. Da, pentru că toate oalele sunt stricate nu doar în capul primarului la ora actuală, dar inclusiv și a consilierilor care se întrunesc în ședință și discută și abordează toate problemele, inclusiv probleme ceea ce țin de instruire și de educație. O să primim răspuns oficial la această întrebare joi, dar eu cred că până joi ar fi bine să fie rezolvate toate întrebările. Am vorbit săptămâna trecută cu deci primar pe tema dată și mi s-a spus că se lucrează intensiv pe întrebarea dată și ține de lucrătorii pe cadre primării, adică ei fac tot ce posibil, dar nu s-a încadrat acolo în momente interne inițial
Revenind la activitatea în acest an de mandat, ziceați că este o experiență și este un examen și pentru dumneavoastră, pentru că chiar dacă vă cunoșteați cu o bună parte dintre oamenii de acolo cu care sunteți astăzi colegi, situația un pic diferă de ceea ce v-ați imaginat și ceea ce este de fapt în Consiliu. Acum sunteți consilier independent. Cât e de ușor unui tânăr, consilier independent, să activeze în Consiliul Orășenesc, unde sunt fracțiuni, unde sunt luate niște decizii politice, iată, ca persoană independentă, ca și consilier independent, cum vă simțiți? În linii generale îmi place această postură mea nouă, fiindcă când am fost în calitate de administratorul unei bănci comerciale, timp de 6 ani, adică am fost o persoană publică, am participat de mai multe ori la întâlniri cu colective, adică din toate liceele, adică instituțiile de învățământ, grădinițele, în cadrul primăriei, spitalului și mai multor structuri descentralizate în orașul nostru, inclusiv și careva întreprinderi private. Adică îmi place comunicarea cu oameni, îmi place rezolvarea problemei. Atunci, la moment, adică era pus pe primul plan rezolvarea întrebărilor comerciale a instituției financiare în care eu am activat. Adică, în linii generale, este interesant. Dar la moment, adică care a fost scopul meu de bază pentru a deveni consilier, depunerea efortului pentru cunoștințelor acumulate, pentru rezolvarea întrebărilor orașului. Și vreau să spun că, iată, în linii, adică generale, întrebări de bază care noi le-am rezolvat, care au fost mai des rezolvate în cadrul Comisiei Bugetare, asta e clar lucru, în primul rând, aprobarea și modificarea ulterioare a bugetului orașului, susținerea populației, aprobarea diferitor cereri de acordare ajutorului material, scutirea pentru plată la grădiniță, adică pentru părinți din familii problematice, și diferite cereri a populației, adică funciare, materiale, adică fel de fel. Și totodată, cred că totuși până la urmă, împreună cu angajați primării, adică Consiliul se strădu, adică și la moment întrebarea că este pe parcursul rezolvării, dar cât de cât întrebarea cu câini vagabonzi, eu cred că în mare parte este rezolvată. Da, a marcat acest an de mandat această problemă, s-a discutat la început foarte mult pe chestiunea câinilor vagabonzi. Nu vreau să discutăm subiectul pentru că e pe larg mediatizat și s-a pus accent foarte mare pe lucrul ăsta. Sper să se rezolve, doar eu asta zic, și într-adevăr aici, pe această chestiune, consilierii s-au mobilizat. Și într-adevăr s-a văzut o unitate, dacă se dorește, deși au fost mai multe interpretări. Eu vreau să vă întreb, pentru că a zis că în Comisia Buget și Finanțe sunt abordate diferite chestiuni, inclusiv ceea ce ține de acordarea ajutoarelor materiale, suport pentru persoanele defavorizate. Acum, dacă cunoașteți în prag de iarnă, vor fi sau nu vor fi alocate careva finanțe sau suport sub formă de lemne, cărbuni pentru persoanele nevoiașe, pentru păturile defavorizate? Trebuie astăzi să primesc materialul, pentru că n-am reușit să văd toate întrebările care o să fie a ședinței Consiliului din data de 12, dar la sigur că da, fiindcă noi ne apropiem de sezonul rece a anului, și nu, eu cred că asta este o întrebare de bază pentru susținerea populației în lunile noiembrie, decembrie. Precis că acolo sunt careva cereri și de acest gen. Și de obicei, asemenea chestiune, astfel de întrebări, astfel de decizii, acumulează voturile majoritare sau nu? În mare parte, da. Cu unele modificări, adăugări, adică din partea colegilor, adică chiar și din cadrul aparatului, adică
pe urmă ulterior în cadrul dezbaterilor a ședinței Consiliului vin careva propuneri spre îmbunătățire a întrebărilor rezolvate de pe ordinea de zi. Și vreau să vă spun că, ca să cunoască toată lumea, știți, când merge campanie electorală, acolo se bat partidele, dar când deja noi, consilieri, lucrăm în cadrul ședinței, iată, eu vă spun asta ca consilier independent. Noi deja acolo lucrăm ca oameni, ne adunăm și fiecare cu cunoștințele sale, cu experiența sa, și noi acolo nu ne uităm care și din ce partid faci parte, cu toate că am și eu diferite păreri despre unele partide din Moldova, dar nu ne uităm la asta, de atât că noi acolo ne adunăm pentru rezolvarea problemelor orașului. Și vreau să vă spun că chiar uităm care și din ce partid faci parte, ne adunăm, ne unim și în linii generale, adică n-am văzut. Ceea ce spuneți dumneavoastră este diametral opus ceea ce ne-a spus alți consilieri. De exemplu, doamna Tatiana Cucu a zis că s-a așteptat cu totul altceva atunci când a devenit și dumneaei în premieră consilier, dar a văzut de fapt interese politice, interese de partid, toată lumea trage plapuma la partidul său și de multe ori chestiuni foarte importante rămân în urmă, în umbră și nerezolvate, anume din cauza faptului că fracțiunile politice tratează anumite interese și nu anume a cetățeanului în cele mai dese cazuri. Ceea ce ziceți dumneavoastră este absolut opusul a ceea ce am auzit-o din auri. Clar că sunt ședințele Consiliului unde, într-adevăr, ceea ce spuneți acum dumneavoastră are loc. Dar vă spun, asta nu este exagerat. Din ordinea zilei, dacă noi avem plus minus 30 de întrebări, la unele întrebări, da, dacă poate acolo sunt diferite păreri a diferitor partide, poate da, asta există. Dar din 30 de întrebări din ordinea zilei, asta pot fi 2-3 întrebări. În mare parte, pentru majoritatea întrebărilor legate de bugetul orașului, susținerea populației, despre rezolvarea problemelor întreprinderilor municipale, practic votăm unanim în mare parte, de atât că sunt, mă rog, chestiuni de îmbunătățire vieții căușenienilor, nu altceva. Iată că peste o lună de zile va trebui să votăm bugetul pentru anul următor. Nu știu, ați văzut deja cifrele de control? Încă nu, numai decât eu chem toată populația orașului să fiți, adică mai activ, adică să aveți un interes față de chestiunea dată, fiindcă societatea, adică democrația și trebuie să coordoneze, adică trebuie să participe în cheltuielile date, fiindcă altfel bani pot fi redirecționați nu acolo unde trebuie. Și nu, din practică primărie Căușeni, asta deja de mai mulți ani, la noi întotdeauna se fac audieri publice. Anul trecut noi tot am făcut undeva la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, adică au fost audieri publice privind întrebările de aprobare și votarea bugetului orașului pentru anul 2020. Și totodată vreau să vă spun că datorită rețelelor sociale, adică deja este întrebarea asta discutată mai des, adică mai serios, adică lumea nu este așa de, cum să vă spun, pasivă sau indiferentă. Pasivă, da, în privința la aceasta, fiindcă deja, mă rog, sunt și diferite grupuri pe Facebook, în alte rețele, adică unde căușenienii obțin mai multe informații. Și vreau să vă spun că, practic, după fiecare ședință a Consiliului, suplimentar, ulterior, seara, a doua zi, sunt sunat de persoanele care, mă rog, care mă știu, prieteni, rudeni, care știu că și m-au votat pe mine și mă întreabă: Andrei, 1, 2, 3, ce ai făcut, ce e asta, de unde se e, cum asta, adică îmi dau întrebări. Ceea ce, de exemplu, când și eu nu eram consilier, adică niciodată nu întrebam pe consilier pe care i-am votat în Consiliu. Dar astăzi totuși este un interes față de activitate.
Să dea Dumnezeu ca acest interes să crească, pentru că atunci când cetățeanul este implicat, atunci devine mai transparentă toată activitatea, iar consilierii se simt și ei mai confortabili. De ce nu? Atunci când este dat și întrebat, dat la socoteală și întrebat de alegător. Ce ai făcut acolo? Ce ai votat azi? De ce această chestiune a fost interpretată în felul următor? Dar este adevărat, pentru că sunt semnale, bugetul pentru anul următor va fi mai mic decât bugetul pentru anul curent? Aveți asemenea... N-am încă această informație, dar clar că din cauza pandemiei, adică agenții economici nu au avut asemenea activitate, adică respectiv și din cât cunosc și bugetul, adică statului este mai slab. Chiar dacă vor fi, adică, diminuări a bugetului orașului, eu nu cred că o suferi din această cauză, adică copiii noștri, adică familii problematice, adică domeniul social, eu nu cred că noi să-l atingem, noi putem să mănânc careva cheltuieli curente, adică fără care noi vom putea rezista, că, mă rog, nu ar fi problemă mare. Vreau să vă întreb... Nu atingem domeniul social. Și putem prevede majorare de taxe și impozite locale? Nu cred că. Eu în genere, să spun sincer, adică când s-a început pandemia, încă în luna martie-aprilie, nu știu, noi, adică eu tot am venit în cadrul unei ședințe, adică verbal am spus, iată, n-ar fi rău ca să fie diminuat taxe și adică să susținem agenții economici, fiindcă noi nu putem să presăm persoanele care pe urmă achită impozitele, care ne ajută să întreținem orașul nostru. Da, orașul, bugetul orașului Căușeni este format în sume enorme și adică, din cadrul bugetului statului, dar oricum adică sunt și unele impozite care noi le acumulăm pe loc. Respectiv, noi trebuie să ținem nu numai cetățenii, dar și agenții economici, că mâine pe mâine ei să nu strezească careva probleme și să nu închide business-ul, că asta ar fi fatal pentru noi. Și ziceți că nu sunteți de acord și chestiunile legate de majorări de taxe și impozite nu sunt... Știți cum, va trebui de revizuit, adică de văzut în primul rând dacă sunt careva impozite la noi, de exemplu, locale, mai mici ca în alte raioane, da, cu toate că plus-minus, practic aproape identice, da. Dar, sincer, nu cred că pentru anul 2021, adică va trebui să majorăm taxe locale, fiindcă încă nu știe când se termine toată pandemia, da, și noi trebuie, din contra, să ținem agenții economici. Cu siguranță că ați văzut raportul financiar de la primărie. Da. Ce părere aveți? Sunt și momente pozitive, sunt și momente negative, adică eu totuși vreau, vă spun ca consilier independent, să treacă încă o perioadă de timp ca să înțeleg. Asta e, pur și simplu, este, nu știu. Prima părere mea care era că asta e reglare de cont. A doua, când noi să evaluăm acest raport din punct de vedere a cifrelor și a momentelor pozitive, negative ce au avut loc, atunci noi deja o să analizăm altfel toată situația creată, cu toate că sunt unele momente tare neclare și până ziua de azi. Eu doar vreau să vă întreb, cu siguranță atunci când ați venit în Consiliu, v-ați făcut prioritate, anumite priorități și v-ați pus anumite obiective. Spuneți-ne, vă rog, cam câte din aceste obiective s-au îndreptățit, s-au realizat anul ăsta? Și dacă puteți să le numiți, nu știu, v-ați propus să faceți asta și s-a îndeplinit sau nu? Cel mai mare regret personal... Cel mai mare, în afară de, înțelegeți, activitatea, cel puțin a consilierului Gogo Andrei, adică constă în rezolvarea
problemelor, adică curente care sunt în cadrul orașului nostru, dar și totuși a fost un obiectiv atragerea investițiilor, proiectelor noi, ce eu am văzut fiind director de bancă când am vizitat mai multe grădinițe din raionul Căușeni și Ștefan Vodă. Adică am fost practic în aproape toate satele din Căușeni și Ștefan Vodă și am văzut ce grădinițe au și școli unele sate în comparație cu Căușeni, încă lucrat foarte mult. Dar anume ceea ce legat de mine, anul trecut, în cadrul audierilor privind formarea bugetului pentru anul 2020, am venit din Chișinău cu un băiat, Nistor Lazar, și noi am, adică este un proiect care încă nu a fost realizat din cauza pandemiei, deschiderea unui centru pentru tineret, pentru copii, legat de cursurile la calculator, adică să fie pe gratis format, adică noi deja am ales și sală și tehnică, adică este aprobat un plan de acțiuni, dar nu a fost, din păcate, realizat la moment din cauza pandemiei, dar totuși proiectul dat este și el va fi implementat împreună cu îmbunătățirea situației în țară. Domnul Andrei, eu vă mulțumesc foarte mult de participare la această emisiune. Eu vă doresc ca toate obiectivele și toate năzuințele dumneavoastră cu care ați venit în Consiliul Orășenesc să se realizeze. Fiecare dintre ele să fie într-o favoare a cetățenilor din orașul Căușeni, că asta e cel mai principal. Și așa cum a zburat primul an, o să zboară foarte repede și următorii trei. De aceea, timpul este strâns și vă doresc să mergeți către scopuri într-o creștere a bunăstării locuitorilor orașului Căușeni. Mulțumesc frumos pentru invitație, pentru discuție și îndemn toată populația orașului să fiți mai activi, să cunoașteți mai multe despre activitatea primăriei orașului și a Consiliului Orășenesc. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că am fost de data asta cu Andrei Gogu, consilier orășenesc din cadrul primăriei orașului Căușeni, consilier orășenesc, membru a Comisiei Buget și Finanțe. Doamnelor și domnilor, continuăm emisiunea de astăzi cu consilierul orășenesc Tatiana Ilieș, cea care face parte din partea partidului politic Șor. Iată că dumneaei mai face parte și din cadrul Comisiei de Drept, Administrare Publică Locală și Relații Internaționale. Doamna Tatiana, bine ați venit la noi în studio! Bună ziua, bine v-am găsit! Iată că a trecut un an și noi, de fapt, ne-am propus ca la un an de mandat să facem niște interviuri și să încercăm să discutăm cu fiecare dintre consilierii orășenești de la Căușeni și să vedem care este situația, de fapt, cum s-au simțit în acest prim an aleșii poporului de la noi. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cum a fost acest an, cum a trecut el? A fost un an reușit, cu multe surprize, a fost un an bogat în experiențe, am făcut cunoștință cu mulți colegi noi din cadrul Consiliului Orășenesc Căușeni. A fost un an, spunem, cu reușite bune. Este o primă experiență în administrația publică și în general în procesul de implicare în procesul decizional. Și care au fost așteptările? Iată, când ați devenit consilier orășenesc, ce așteptări ați avut? Ce așteptări am avut? Am așteptat ca orașul nostru Căușeni să dezvolte tot atât de repede cum se dezvoltă deja la moment. M-am așteptat lucrurile se schimbe mult spre bine, mai mult spre bine. Și s-au îndreptățit, iată, a trecut un an de zile. Da, da, sunt unele lucruri, chiar vreau să vă spun că sunt foarte surprinsă, adică eu vreau să vorbesc acum în general de orașul nostru. Cât de mult depinde schimbarea lucrurilor pe teritoriul orașului de implicarea consilierilor? Este un merit și a consilierilor faptul că orașul se dezvoltă?
Da, eu cred că da, mult înseamnă implicarea consilierilor în cadrul primăriei, adică vreau să spun că atât de mult cât își dorește un consilier schimbările, să aducem schimbările bune spre orașul Căușeni, ele se... Au loc datorită implicării, ziceți dumneavoastră, că numai atunci când îți dorești foarte mult se și întâmplă lucrul ăsta. Corect, foarte corect. Da. Și, în general, anul ăsta a fost un an complicat. Iată, ziceați că ați făcut cunoștință cu foarte multă lume nouă, cu mulți oameni pe care îi cunoșteați pe stradă, dar nu erați colegi. Astăzi, mai nou, stați la masa de luare a deciziilor. În general, anul ăsta pentru dumneavoastră cum a fost și cât de multă informație nouă ați luat fiind implicat în procesul decizional? Da, am făcut, cum am spus, am făcut cunoștință cu mulți colegi noi. Într-adevăr, sunt niște consilieri, sunt și consilieri cu experiențe foarte mari, în care au cu mult mai mult experiență ca și față de mine. Este un an, a fost așa, un an, toate că avem problema care este acum cu pandemia, în rest... Totul e, adică pentru mine a fost un an cu multe și realizări și așteptări. Spuneți-ne cum este privită o femeie în cadrul Consiliului Orășenesc Căușeni. Toți suntem oameni, toți se înțelege lucrul că deja sunt consilieri cu experiențe. Încercăm să ne încadrăm în toate, cu tot cu ce putem, unii nu cunoaștem, cerem ajutor. Încercăm să ne încadrăm. Doamnelor și domnilor, atâtea le-am avut în această emisiune. Ați văzut părerea ambilor consilieri orășenești de la Căușeni despre cum a fost acest an pentru ei. Rămâneți în continuare cu noi. Să știți că pe parcursul următoarelor zile ne vom întâlni treptat, încet, încet cu toți consilierii orășenești de la Căușeni, în așa fel încât până la Revelion să vă faceți o analiză și să vă faceți o viziune despre toți consilierii, despre toți cei 23 de consilieri din cadrul Consiliului Orășenesc Căușeni. O seară frumoasă să aveți! Eu, Renata Lupăcescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să ne urmăriți în reluare și pe site-ul studio.md, pe pagina noastră de Facebook și la televiziunea locală Studio. O seară frumoasă! La revedere!